Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Eu sunt, după cum știți, Robert Candoi. Suntem în sezon 9. Nu se putea sezon fără mine, așa că am venit. Să aveți poftă! Hai, mă, să vedem. Hai, miel, 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 miel. Ce mi-a trimis Macio? Miel, 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 miel. Hei! 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 Varză, tată, varză, varză! Da, păi asta am făcut și eu, știi, și nu... Glume, nu? Glasule, mă, vrei pa mea? Gata! Cum s-a întâmplat asta? Aia da cu lipici. Acum am văzut. Ce, a dat cu lipici, pe bune? Da, băi. Serios? Bă, mă, Ciucă, ce glume ai în tine, băi. Ți-a ieșit de nu s-a putut. Doar la mine. Face parte din meniu. Tu ai gătit aici? E pe bune, concurent sau? E concurent, nu? Sau e la Caterinca? Nu e nicio Caterinca, mâncați. Am băgat concurent. Pe cuvântul meu, pe concurent. Am înțeles. Hai să jurizăm atunci. Varză, călit, ardei, piept de pui și trei roșișeri. Hai. Bă, piept de pui cu varză călită n-am mâncat niciodată. Bă, ba da. Piept de pui și varză, varză călită? Varză călită, prin restaurante, mai de mult, adică? Era o garnitură. Da, da, da. Cu garnitură. Mai de mult, exact așa, cu garnitură de roșișeri. Și cu ăsta ars cu... Cu flacără. Cu lampa. Da, pe bune, vorbesc serios că se făcea combinația asta de... Nu, nu, nu. Asta zic că știu, bă, varza merge cu porc, merge cu cârnați. Cum să mă dă, adică ce, dacă ești musulman și vrei să mănânci varză, trebuie să mănânci cu porc? Nu, dar merge cu rață. De ce mănânc? Hai să fie primit. Ia să te mai așa, stai un pic. Varza are nevoie de sare. Stai așa. Cum să ducem? Am varza. Vrei și vrei dacă mi-am lăsat varza de la personal de astăzi, mi-am lăsat o în frigider. Nu are aceeași culoare. Păi asta zic, și e tăiat altfel. Are gust, eu am mâncat de-aia. Are aceeași culoare. Nu are același gust. Nu e mai bună asta. Care e mai bună? De la personal? De la personal, păi cu porc. Probabil de-aia. Păi e mai bună, normal. Deci asta e mâncarea mea de astăzi, da, de seară. Iată-mă și mie. Dar nu are același gust, mă. Asta zic. Deci nu e aceeași varză. Ia uite de te. Și eu zic, care e mai bună? Asta e mai bună, că aia e mai sărat. Asta e mai sărat? Nu, aia e mai sărat. Păi aia e de dimineața mea, e de dimineață și asta e de acum. Bă, dar n-are nicio legătură, e un concurent a gătit, ce legătură are cu varza noastră din frigider? Așa e, dar de ce trebuie să știe lumea că noi avem varză în frigider? Exact. Și eu, fraier. Mamă, mi-e și place... Și a început să-ți placă să te și plimbi. De la o vreme. Ce cu tine? Varză călită, piept de pui la... Băi, stau atâta jos, mă mai plimb și eu un pic. Da. Dacă ne dea o țuică, era varză cherchelită. Vreți o țuică? Vă aduc o țuică. Stai, băi, jos, băi, 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 hai. Gata, lasă vrăjeala. Ia cu varză. Cine a gătit? E greu. Bărbat, divorțat, 75 de ani. Cred că e mai tânăr, că până la 75 de ani învăța să gătească, crede-mă. Păi nu, că a divorțat de curând. Și cine mai divorțează la 75 de ani? Și strigă, am free, am exact. Free, am free. Haide, hai să votăm. Da. Bună seara, șef. Băi, îmi vine rău pe tine, mă. Atâta debate am avut aici, că uite, că face, că vine, că cine o pică, nu știu ce, că de ce. Să fie primit. Bă, da proste. Da, măi, bă, da proste. Da, da, așa mai merge. Candoi, cum e? Cum e povestea mâncării? Păi cum e? Lăsă cum e, că ai venit fără mască, vă, că ești... Păi acum suntem pe valul 3 spre 4, cu popoașa 10. Când erau 100 de cazuri maxim, da, pe țara, zi, da, ai țara. Venit, erai îmbrăcat, îți ziceai că ești astronaut. Da. Nu eram testați. Așa. Acum toată lumea e testată, corect? Corect. Corect. Deci, da, da, acum atunci... sunt 10.000 de cazuri pe zi. Păi da, dacă suntem testați înainte. Deci, practic, n-aș mai avea de ce să port mască. Trebuie să știi toată lumea, nu știu dacă o să anunțați voi, dar cel puțin în competiție acum suntem toți testați. Ce faci? Ți-ai terminat casa? Casa am terminat-o. Te-ai mutat? Știi care era faza cu mutatul? Ia zi.
Eu veneam la casă, muncitorii stăteau, să făceau că munceau. Așa? Să mutaseră în casă. Și aici, dați-vă, hai să fac eu o cameră, o bucătărie și baie și încălzire și mă mut eu acolo, că voi chiar stați... Păi dacă mai țineam, nici mă mai mutam, nici anul ăsta nu mutam. Și am zis, nu, domnule, gata, haide, am dat afară muncitorii ca să pot să am loc eu în casă, că altfel nu puteam să munci acum. Copilul ce face? Copilul e foarte bine, sănătos. Vă dați seama de când îl știm pe Candoi? Din 2012. Nici nu se punea problema de copii, de însurătoare, de hapar. Deci, din 2012, da. Era încă la facultate. La primul masterat. Bine, cred că și acum tot student e. Tot student ești, mă? Da, sunt student în continuare pentru că mi-am amânat un an. Nu cred, pe data aici că ai terminat, mă. Că nu mai e ce să mai faci de aici. Păi nu, acum sunt la postdoctorat. Trebuia să-l termin în anul ăsta, dar n-am mai putut. Am prelungit cu un an datorită situației cu care ne aflăm. N-am putut să-mi continui cercetarea și, ca să zic așa, sunt un pic repetent. Bă, dar părinții tăi te mai suportă așa, student? Păi, să vă spun, e poveste. Ia-ți. Am zis, băi, gata, mă mut în Balotești, mă mut în casă și îmi zic, ce să fac, ce să mai fac, că nu mai făceați concursuri, nu mai făceați nimic, exact, trebuie da, să da. Fac ceva. Undeva trebuie să mă duc. Și am zis, bă, ce, hai să merg să candidez. Unde? La primărie? Ai candidat la primărie la Balotești? Da. Okay. Pe bune? Da, pe bune. Cu ce partid? Bă, independent, nu am... Mi-au rămas niște afișe de informare. Așa am candidat, așa mi-am făcut poza, al negru, neavând culoare politică, am considerat că e o prezentare interesantă. Așa, ok. Și aia e. Am rămas cu candidatura. Pe cât ai ieșit? 125 de voturi, parcă... Din? 3.000 și... Ca procentaj am obținut 2,88 la consilieri și 1,15 parcă la primar. Ah, mă, că ești bine, mă, e 1%. Deci 125 de oameni, da, deci bine, mă, pentru prima dată. Eu știam că n-am nicio șansă, exact aici, mă duc în prima linie, fără arme, fără nimic, cu pieptul dezgolit, adică eram victimă sigură. Candoi, ai trecut de la desert, ai ajuns la varză călită. Să vă spun poveste. Ia zi. Am zis, indiferent că e pandemie, că nu e pandemie, vin și sezonul nou, ce-o fi, o fi, m-am prezentat și ajung aici pe platou, zic, bă, ce gătesc azi? Nici nu știu. După cum ați observat, n-am mai intrat în bucătăria și la cuțite. Sunt sătul de 8 sezoane, sătul. Vin, gătesc, sărat, dulce, acu, amărâi. Spune, mă mai chinui. Nu, mă mai chinui, îmi las. Zic, ia lăsați-mă ce mai gătesc. De ce ați mâncat azi aici? Nu cred! Ce ați mâncat azi? Am avut varză cu... și zic, bine, mă. Păi și varza asta e pe bună aia de la personal, că ai făcut ceva, că era mai bună. Nu, păi tocmai aici e chestia, că m-am dus în bucătărie la voi, la staff, varză cu cârnați. Mai aveți varză? Da. Cârnați? Nu. Am găsit niște piept de pui. Am prăjit un ardei cu bricheta și o roșie. Și aia a fost. Am servit-o rece. Băi, Candoi! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.